6 din cele 11 persoane care au ajuns miercuri la spital în urma accidentului provocat de directoarea unei școli din Buzău sunt încă internate. 5 dintre răniți primesc îngrijiri la spitalul din Buzău. Este vorba de 3 persoane care au suferit fracturi la picioare, o fetiță cu entorsă la gleznă și o femeie de 35 de ani însărcinată. Accidentul s-a produs în fața unității de învățământ unde directoarea școlii a intrat cu mașina într-un grup de părinți care își așteptau copiii. Potrivit polițiștilor, șoferița a confundat pedala de frână cu cea de accelerație. Autoritățile au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și au dispus reținerea permisului directoarei pe toată durata desfășurării cercetărilor. Cazul este anchetat și de inspectorii de muncă pentru că directoarea de școală se afla în timpul serviciului atunci când a intrat cu mașina în grupul de oameni.